netter. Azi mergem la Cold Camp. E un eveniment destul de interesant care se petrece ori o dată, ori de două ori pe an din câte am văzut. Am fost și anul trecut. Un eveniment în care se adună multă lume, foarte multă lume. Ui, ce ciorcul meu. E crunt, e ora, e 7 dimineața. Și sunt treaz de ceva vreme ca să fac cafea și să filmez pentru ea. Da, deci Cold Camp este un eveniment unde se adună destul de multă lume, majoritatea programatori și oameni care lucrează în IT, de asta se zice și Cold Camp. Am fost și eu acolo invitat, mi s-a propus să merg ca să reprezint firma pentru care lucrez. Și sunt acolo ca om tehnic, pentru că oamenii care vin, e un loc ca un Comic-Con unde se fac standuri pentru fiecare firmă în parte. Vin fel și fel de studenți sau oameni care își doresc un job sau vor să afle informații despre alte firme. Vin acolo și ori își depun CV-ul, au posibilitatea, ori vin și efectiv pun întrebări și cineva trebuie să le răspundă din punct de vedere tehnic. Rămân fără cafea. Deja. Chiar sunt curios cum o să fie anul ăsta. Să mergem acolo și să facem o grămadă de B-roll. Și pentru asta, anul trecut când am fost, era destul de întuneric acolo. E undeva la subsolul unui hotel, sunt camere de conferință, o grămadă de chestii. Și în principiu, chiar dacă este luminat, lumina este galbenă și destul de slabă. Și anul ăsta, ca să pot filma ceva acolo, mi-am luat și o lumină destul de puternică. Da. Așa că mă tot uit încolo. De la balconul meu se vede un pod. Haideți să vă arăt cam ce văd eu de aici. Cam asta este view-ul pe care l-am eu de la balcon. Și acolo, acolo jos, am o cafenea. Și probabil o să mai iau o cafea de acolo când cobor să plec. Bun. Problema este că nu știu ce să mă îmbrac. Este un eveniment destul de interesant să-mi iau cămașă, să-mi iau costum sau pot să mă duc lejer într-un hanorac. Cămașă sau hanorac? Sau, de ce, nu amândouă? Destul de ok. Ar putea funcționa. Ok. De acum zic să ne îndreptăm încolo că e 7:15, la 8 trebuie să fiu deja acolo. Începe și deschiderea și toate nebunile alea. Trebuie să găsesc standul pentru că o să fie o grămadă de oameni, dar sper că atât de dimineață încă nu. Vedem acolo. Da. Și se pare că nu e închis. Nici cei care fac cafea nu se trezesc la ora asta. Pentru cei ca mine care se trezesc. O să încerc să supraviețuiesc așa și hai să mergem. Mă vreme destul de iure afară. Puțin înnorat, sper să nu plouă. Am mai uitat deja înăuntru, sper să reușesc să... Sper să reușesc să ies și eu o leacă afară la o pauză, să mănânc ceva la amiază. Mă apropii de locație. Hai să vedeți și voi cam cum arată. Locul unde se ține toată treaba asta. Mă rog, nu tot hotelul, ci doar acolo și jos, la parter, la subsol. Se pare că nu prea a venit lumea. Deci probabil am ajuns într-un timp ok, cât se poate intra acolo și să găsesc standul rapid. Bun, ne vedem jos. Pa! Hello! Și am ajuns destul de devreme, încă nu-i lume aici. Lumea apare deja și multează toate chestiile de aici. Și... am găsit... Dacă nu-i nimeni, sunt primul. Hai să așteptăm și pe restul. Și se pare că avem pomane, goodies. Foarte multă apă. O să avem nevoie. Deja e destul de cald aici. O să fie interesant când se adună 100 de oameni sau peste. Și zic să dăm drumul la birou.
ajuns acasă. A fost o zi extraordinar de lungă. 10 ore de la 8 dimineața până la 6 seara. 10 ore de stat în picioare. 10 ore de vorbit cu oameni. Partea faină e că am cunoscut oameni noi, am cunoscut oameni faini, interesați de tot domeniul ăsta al IT-ului, să afle chestii cât mai noi, să afle joburi, să afle tehnologii, super tare. Dar să spui aceeași replică de 15.000 de ori, crunt. Am plecat dimineața cu energie, aveam o energie și eram curios să văd ce se întâmplă, să văd cum sunt oamenii, să le povestesc despre tot ce se întâmplă și acum, de la toată energia pe care o aveam, zero. Dar cred că a meritat. E experiență interesantă, m-am distrat, de acum ne revedem de cândva. Pa, pa!